Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Familia lui Avram. Urmărim cadrul istoric într-o primă parte a prezentării lui Avram și chiar geografia pe care a urmat-o el în deplasările lui, sau mai exact spus, călătoriile lui. Călătorii pe care în cartea Exodului, capitolul 6, când Dumnezeu se descoperă lui Moise, îi spune despre părintele său Avram, Exod 6:4, de asemenea mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătoriilor lor sfinte. Avram a făcut călătorii sfinte și am vrea să punctăm așa una după alta cele 10 locuri menționate în Biblie unde Avram a poposit, începând cu Ur în Haldeea și până în locul în care la Hebron a trecut la Domnul. Aceste călătorii, numite și în Evrei, capitolul 11, versetul 13, chiar ei înșiși au declarat că sunt călători și străini pe pământ, chiar în țara în care le-a făgăduit-o Dumnezeu. Citim aici Evrei 11:13, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisând că sunt străini și călători pe pământ. Avram a trăit o viață de nomad, ducându-se din loc în loc, dar nu și-a urmat aceste călătorii după niște oaze ca să caute verdeață sau locuri mai bune pentru turmele lui, ci le-a urmat întru totul după călăuzirea și îndrumarea Domnului. După cum odinioară, de fapt mai târziu, evreii în pustie au călătorit, exceptând acei ani când n-au mai urmat pe Domnul, dar în timpul când urmau exact norul care se deplasa înaintea lor și ziua și noaptea. Haideți să punctăm așadar aceste 10 călătorii ale lui Avram. El s-a născut în Ur, în Haldeea, citim în cartea Genesei, capitolul 11, versetul 27. Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Și Haran a murit în fața tatălui său Terah, în țara în care se născuse, în Ur, în Haldeea, pe malul Eufratului, undeva în Irakul de astăzi. De aici, aici a fost locul unde l-a chemat Dumnezeu pe Avram să se ducă în Canaan, au plecat undeva spre nord-vest și au călătorit câteva sute de kilometri până în Haran. Haran, sau Padan Aram, cum este numit mai târziu când se duce Iacov să-și ia soție de acolo, tot în Mesopotamia, a fost al doilea loc unde a stat Avram. Și citim aceasta în versetul 31, în continuare acolo. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său și pe Sarai Norusa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Dintre copiii lui Terah, Haran a murit în Ur. Toată familia a venit până aici, măcar că Dumnezeu vorbise doar lui Avram. Dar el se pare că a încercat să-i aducă pe toți. Aici s-a stabilit unul din frații lui Avram, pe nume Nahor, care a născut apoi pe Betuiel, pe Laban, Rebeca și ceilalte rudenii ale lor. De aici, din Haran, Avram a plecat dintre rudenile lui doar, ne spune capitolul 12, versetul 5, Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, și pe Lot, nepotul lui, și a ajuns în Canaan, încă 600 și ceva de kilometri din Haran până în Canaan. Primul popas în Canaan, citim în 12:6, Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem. Aici a fost primul popas al lui Avram în Țara Sfântă, la Sihem. Și aici, la stejarul lui More, a poposit el. De aici, citim în versetul 8, că s-a mutat, a pornit spre munte, undeva mai spre sud, și și-a așezat cortul între Betel și Ai. Aceasta a fost un al patrulea popas al lui Avram, al doilea în Țara Sfântă. De aici, datorită foametei care a venit peste țara Canaanului, Biblia menționează des astfel de perioade de foamete când oamenii mergeau dintr-o țară într-alta datorită condițiilor acestora,
S-a coborât, ne spune versetul 10, în Egipt, ca să locuiască pentru o vreme acolo. Al cincilea popas fiind așadar Egiptul. Nu știm exact în ce măsură a fost călăuzirea lui Dumnezeu aici, peste Avram, să coboare în Egipt. Dar dacă Biblia nu ne oferă detalii suficiente, nu este bine să ne pronunțăm noi. Oricum, ceea ce știm noi este că foametea nu putea să vină fără știrea Domnului, ori Dumnezeu în acea vreme n-avea un om mai special și mai sub atenția sa decât Avram. Ori faptul că peste țara unde era prietenul lui Dumnezeu Avram a venit o foamete, aceasta în mod cert n-a fost o întâmplare. Dar Biblia nu ne relatează mai multe detalii în această privință. După o vreme și după acel incident din Egipt cu Sara, cu nevasta sa, un al șaselea popas al lui Avram a fost din nou, ne spune versetul 3 din capitolul 13, din țara de la miază s-a îndreptat și a mers până la Betel, între Betel și Ai, unde locuise înainte pentru o vreme. Aici a fost momentul în care el s-a despărțit de Lot, în al șaselea popas al său, datorită acei certuri între robii care păzeau vitele lui Avram și cele care păzeau vitele lui Lot. Un al șaptelea popas, citim în 13 cu 18, după ce Dumnezeu a spus, citim și versul 17, scoală-te, străbate țara în lung și în lat. Noi amintim 10 popasuri, că acestea sunt menționate nominal, 10 localități unde a stat. Dar există posibilitatea, în această poruncă a Domnului, străbate țara în lung și în lat, el să fi locuit în mai multe părți, dar Biblia nu le reține și nu le relatează pe toate. Versetul 18 spune totuși, Avram și-a ridicat corturile și a venit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Un alt popas a fost Hebronul. Se pare că aici a stat o vreme mai lungă, aici au intervenit câteva evenimente, cum ar fi nașterea lui Ismael, legământul tăierii împrejur, schimbarea numelui, Isaac este făgăduit. Un al optulea popas, din nou o deplasare spre miază zi, undeva între Cades și Shur, ne spune capitolul 20, versetul 1. A plecat de acolo, în țara de la miază zi, și s-a așezat între Cades și Shur, în Gerar. Aici a stat în acea perioadă în care Dumnezeu i-a făgăduit că îi va da un copil și, posibil, înainte de nașterea lui Isaac. Sau posibil să se fi născut Isaac chiar aici. De aici, un al nouălea popas s-a deplasat nu mult, puteți să căutați pe hartă, spre Berșeba, localitatea cea mai sudică, cea mai de miază zi a statului Israel. Și la Berșeba a stat iarăși o vreme mai îndelungă. Aici, în Berșeba, a avut loc, citim în Geneza 22 cu versetul 19, acea încercare a lui Avram cu Isaac, cu jertfirea lui, 22 cu 19. Avram s-a întors la slujile sale, s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. De aici, un ultim popas, citim în capitolul 23, versetul 2, Sara a murit la Kiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaan. Și se pare că aici a rămas, dacă n-a mai făcut și alte popasuri, Avram. Și au fost înmormântați amândoi la Hebron, în peștera Macpela, atât Sara cât și Avram. Acestea au fost așadar călătoriile care sunt menționate în Biblie ale lui Avram. Vi le reamintesc în scurt. A pornit de undeva din răsărit din Ur, spre nord-vest sute de kilometri până la Haran, încă 600 și de kilometri la Sihem, mai spre sud între Betel și Ai, a coborât în țara Egiptului, s-a urcat iarăși între Betel și Ai, a coborât iarăși mai spre sud la Hebron, de aici la filisteni în Gerar, puțin spre est la Berșeba și apoi puțin spre nord la Hebron. Acestea au fost traiectoriile din timpul călătoriilor lui Avram. Acum, vreau să îl vedem pe Avram în relația lui cu Dumnezeu. Sincer vă spun, când am analizat mai profund aceste versete ca să înțeleg câteva lucruri mai mult decât ce scrie la o simplă privire și citire, am rămas
extraordinar de, de încântat și, și mulțumit de ce oameni a avut Dumnezeu și de ce om a ales Dumnezeu să fie Avram. M-am gândit chiar că sunt în postura unui om care are menirea și destinația să culeagă niște flori unice dintr-o grădină și atât de sensibile și să le ducă cuiva. Și m-am gândit, culegând aceste flori, să le aduc în această seară înaintea dumneavoastră, nu cumva să le strivesc, că atât sunt de frumoase aceste flori din Geneza despre Avram. Lucrul extraordinar de minunat scrie Biblia despre el. Și vreau să le urmărim împreună. I s-a arătat Dumnezeu lui Avram, Biblia ne relatează 7 arătări. 7 întâlniri extraordinare între Dumnezeu și Avram. Cred că a avut mai multe întâlniri. După cum și popasul, cred că au fost mai mult de 10. Dar 7 sunt cele mai speciale. Și Dumnezeu a îngăduit care să fie păstrate pe paginile Bibliei pentru noi. Și sub aceste 7 întâlniri speciale, aceste 7 comunicări deosebite a lui Avram cu Dumnezeu, al lui Dumnezeu cu Avram, mai bine spus, în relația lor, să vedem ce a urmărit Dumnezeu cu acestea și cum s-a comportat Avram. Pentru că aș vrea în finalul acestei părți de studiu cu Avram, fiecare să-și poată scrie și el genesa lui. Părtășia lui cu Dumnezeu, dacă ar fi să o aibă, când ți-a vorbit Domnul și cum te-ai comportat în urma acelei mesaje a lui Dumnezeu, când ți s-a arătat, te-ai încadrat și ai împlinit și ai ascultat ce ți-a dat Domnul, ce a urmărit Domnul cu mesajele lui pentru tine. Uitați, toate acestea sunt menționate în Biblie. Ale lui Avram, iar ale noastre sunt menționate într-o carte, după cum orice agent economic, să spun, are un dosar la organul fiscal, unde toate controlele sunt trecute acolo. Când a fost cercetat, de către cine, ce a vizat acel control, cum a ieșit în urma controlului, dacă oamenii au așa ceva. Dar Dumnezeu nu are o astfel de evidență? Eu cred că o are. Și toate sunt trecute fiecare la lubrica lor. Amintesc în început două versete. S-a spus aici că Avram este prietenul lui Dumnezeu și citim acest lucru în Isaia 41:8, unde nu cineva l-a considerat pe Avram prietenul lui Dumnezeu. Nu Avram s-a recomandat să spună eu sunt prieten cu Dumnezeu, ci Dumnezeu a declarat. Citim aici Isaia 41:8. Dar tu, Israel, robul meu Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu. Imaginați-vă cât este de mare Dumnezeu în ceruri. Și un om oarecare pe pământ, ca Avram, să fie Dumnezeu prieten cu el. Și vom vedea că Dumnezeu a dat dovada că este prietenul lui Avram. Și apoi, citim un alt cuvânt foarte frumos, 2 Cronici 20, unde ni se spune cum era inima lui Avram în fața lui Dumnezeu, ce sentimente nutrea el. 2 Cronici 20:7, partea finală a versetului. Moștenire seminției lui Avram care te iubea. Rețineți această expresie. Avram iubea pe Dumnezeu. Fără aceasta n-ar fi putut să-l asculte, să meargă dintr-o țară într-alta, să-i aducă altar, să fie în stare iubirea lui pentru Dumnezeu, să sacrifice pe fiul său, pe Isaac. Avram îl iubea pe Dumnezeu. Așadar, prima arătare. Citim în Geneza 12:1. Dumnezeu zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și ca să vedem cum i-a zis, deschideți vă rog și la Fapte, capitolul 7, unde Ștefan în predica sa dezvăluie niște elemente noi. 7:2-4. Ștefan a răspuns, fraților și părinților, Dumnezeul slavei s-a arătat, nu numai că i-a zis, i s-a arătat părintului nostru Avram când era în Mesopotamia, acolo în Ur, înainte ca să se așeze în Haran și i-a zis, ești din țara ta, din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Ce a văzut Dumnezeu la Avram de l-a ales pe el?
Și prin această alegere despre care vorbește Pavel în Romani capitolul 9, și evreii până în ziua de astăzi se încadrează într-o categorie specială înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt iubiți, scrie aici, nu pentru ce fac ei acum, ci pentru ceea ce a făcut la vremea lui Avram. Cum l-a ales Dumnezeu pe Avram? S-a amintit acel verset, Geneza 18:18. Căci eu îl cunosc. Și fiind aici în Romani, mai întoarcem o pagină în urmă, de fapt tot pe pagina anterioară, 8:29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât, și versetul 30, și pe aceea pe care i-a hotărât, i-a și chemat. La Dumnezeu, între a cunoaște și a chema, este alegerea. Dumnezeu, înainte de a ne chema pe noi, ne cunoaște. Și ca atare ne și alege. Și în urmă, cheamă. A avut Avram parte de o chemare specială, pentru că l-a cunoscut Dumnezeu. Nu doar ce era în el atunci. Eu îmi imaginez în el, nu știu exact în ce măsură este valabilă și adevărată acea poezie cu Dumnezeii lui Terah. Oricum, Biblia ne spune în cartea lui Iosua că părinții lui Avram slujeau altor Dumnezei dincolo de râu. Dar Avram cred că a fost nemulțumit de tot ce era atunci. Și în inima lui erau niște căutări pe care Dumnezeu le-a împlinit prin acea chemare care i-a făcut-o. Și încă de acolo a început acea iubire a lui Avram către Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat harul acesta să fie chemat, să aibă parte de o chemare cum n-a avut nimeni în vremea lui. De fapt, o asemenea chemare avem și noi, nu știu dacă o prețuim. Să ne cheme Dumnezeu tot dintr-un Babilon mai mare, că Avram locuia în acea zonă aproximativă, și să ne cheme la el. Dar ce îmi place încă de la început la Avram, nu i-a dat Dumnezeu un mesaj cu privire la familia lui din jur, dar a vrut să-i tragă pe toți. Și până unde a putut, până în Haran, a tros pe toți. Și de acolo a văzut că pe ceilalți nu mai poate duce, dar măcar pe Lot. Și l-a dus cu el chiar și în Egipt, se pare, s-a pocorât Lot cu el, și de acolo a urcat din nou în Canaan. Și n-avea Lot nicio făgăduință pentru țară și nici nu a rămas în timpul lui Lot țara Canaan. Dar Avram ar fi vrut toți neapărat. Dacă vreți, în toată relatarea biblică din cartea Genezei despre Avram, nu ni se spune despre niciun conflict al lui Avram cu cei din familia lui. Și când a fost să apară unul, Avram a fost gata să sacrifice totul și a spus, ia ce vrei, nepoate. Nimic rău în raporturile lui Avram cu cei din jur. Dumnezeu a fost deplin întemeiat și istoria ulterioară ne dovedește că a fost bună chemarea lui Dumnezeu. Și această alegere care i-a dat-o lui Avram. Dumnezeu a așteptat după acest mesaj, n-a mai venit repede alt mesaj, aceste 7 mesaje speciale de Dumnezeu pentru viața lui Avram au fost rare, unele la interval de ani de zile. Și Dumnezeu, până n-a ajuns Avram în Canaan, nu i-a mai vorbit altă dată, sau cel puțin nu găsim scris în Biblie. Apare al doilea mesaj special al lui Dumnezeu către Avram, și anume Geneza 12 cu versetul 7. Domnul s-a arătat lui Avram, ajuns deja la Sihem, și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și îi făgăduise deja în versetul 1 și 2, versetul 2 citim, voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe toți cei ce vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Extraordinare făgăduințe, un nume mare, totul să fie binecuvântat în tine. De tine se atârnă pe pământ binecuvântarea, cine te binecuvântează e binecuvântat și el, merge la a doua mână binecuvântarea, iar cine e blestemat, te va blestema, va cădea blestemul asupra lui. Și Avram începe să răspundă la aceste mesaje lui Dumnezeu, citim acest verset. Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. În special, după fiecare arătare, sau înaintea ei, apar aceste altare în viața lui Avram. Atunci nu erau case de rugăciune, zideau un altar și aduceau jertfe, după cum știm noi încă din timpul lui Abel și din timpul lui Noe, jertfe din animale curate. Altarul presupunea rugăciune, presupunea jertfă, presupunea un timp de închinare, presupunea un timp de sfințenie,
Toate acestea făceau pe om să-și verifice viața, să se apropie de Dumnezeu, să vadă Dumnezeu un semn anume lăsa, prin care omul să înțeleagă că este primit și acceptat înaintea Domnului sau jertfa lui este respinsă și nu este primită. Apoi, în versetul 8 ne spune că a pornit mai departe spre miază zi, a ajuns la Betel. Dumnezeu nu i s-a arătat aici în mod special, dar Avram și aici a zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Amintiți-vă de la Set, din vremea lui oamenii începuseră să cheme numele Domnului. Aceasta înseamnă rugăciune, înseamnă a chema protecția, a dori legătura cu Dumnezeu, în iubirea lui, chema numele Domnului Avram tot mereu în viața lui. Și eu cred, în fiecare loc unde ajungea, acesta era obiceiul oamenilor lui Dumnezeu și acesta obicei se păstra și astăzi. Oriunde ajunge un om al lui Dumnezeu, nu poate să ajungă acolo fără să facă un altar să cheme numele Domnului. Imaginați-vă că merge în casa cuiva și are mai multe intrări. Pe oricare ușă a intra, nu este normal ca mergând la acel om să-l strici, să vezi în ce cameră este? Să te întâlnești cu el? Oriunde ne-am duce pe pământ, cu atât mai mult în Țara Sfântă, Avram se considera în prezența lui Dumnezeu și mai întâi chema numele Domnului, spunea: Doamne, aici sunt, te rog aici să fiți și tu, și se bucurau împreună de această sfântă și binecuvântată părtășie. Al treilea mesaj al lui Dumnezeu, a treia arătare către Avram. Citim aceasta în capitolul 13, de la versetul 14. Vreau să vedeți că Dumnezeu de fiecare dată nu i s-a arătat lui Avram decât după ce Avram executa ce i-a spus Dumnezeu data anterioară. Dumnezeu i-a spus: ieși din țara ta, din Ur, a făcut-o. Ieși, îi spune apoi, din casa tatălui tău, și a făcut-o în Haran. Și apoi a spus: și vino, ieși din rudenia ta, în țara pe care ți-o voi arăta. El încă nu se despărțise de Lot. În iubirea lui a vrut să-l atrag, dar Dumnezeu a avut ceva special numai pentru el. Și citim în acest verset 14, Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărțit de Lot. În timpul șederii în Egipt nu găsim nimic scris despre altare. Posibil să fi făcut Avram altare, dar în mod public probabil n-a putut face, că în lume, în societatea aceasta stricată, nu poți să-ți permiți să faci slujbă oriunde. Poate nascuns a fi făcut-o. Dumnezeu nu i s-a arătat lui Avram până nu s-a întors din Egipt și până nu s-a despărțit de Lot. Mai erau aceste două piedici. Cum s-au dat la o parte, apare o nouă descoperire binecuvântată. Și i-a zis: ridică-ți ochii din locul în care ești, privește spre miază noapte, spre miază zi, spre răsărit și spre apus, spre toate cele patru puncte cardinale. Căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale. Nu lui Lot, lasă-l în pace pe Lot. Îți vei face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate cineva număra pulberea pământului, și sămânța ta va putea fi numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat. Și Avram a început să se miște din loc în loc cu aceste călătorii. Citim și în acest verset 18, din nou a făcut un altar înaintea Domnului. Și și-a continuat această viață care urma îndeaproape promisiunile lui Dumnezeu. Nu s-a plictisit să o facă și găsa în această companie care îi oferea Dumnezeu ceva minunat, să te plimbi în această țară cu gândul la viitor. Avram era omul care nu trăia pentru moment, măcar cred în moment, era un om care trăia liniștit. Este o greșeală că în vremea noastră trebuie să trăim stresați. Uneori mi-am dorit să fi trăit în vremuri care lui Avram, vremuri de liniște, vremuri de așa o vreme îngăduită, în care să urmești niște pas sigur, nu să dai peste cap. Și chiar și în vremea noastră, să știți, putem să trăim liniștit, dar numai urmând traiectoria lui Dumnezeu, fără niște drumuri care sunt în plus. Urmând doar pașii Domnului, avem timp pentru altare, avem timp să străbatem țara în locurile doar unde Dumnezeu ne trimite și unde El ne vrea. Amin. Apare o a patra revelație a lui Avram și din ce în ce acestea sunt tot mai minunate. Capitolul 15.
După aceste întâmplări, a urmat acea recucerire a bogăților Sodomei și al nepotului său Lot, acel război de eliberare a lui Avram. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram și aici ne spune cum, într-o vedenie. Avrame, nu te teme. Mă gândesc că avea Avram după acest război un sentiment de teamă, cum l-a avut Iacov în Geneze 35 după ce fiii săi, Levi și Simeon, uciseseră aproape toată cetatea Sihem. Și a spus, dar ce facem? N-am decât o mână de oameni sub comanda mea, se vor răscula toți și venim potriva noastră. Poate și Avram a avut un moment de teamă, ca și Ilie mai târziu. Se vor adura toți caraniții și mă vor nimici. Și era momentul să-i se descopere Domnul următoarea dată. Avrame, nu te teme. Eu sunt scutul tău. Tu ai un scut în permanență, nu-ți fă probleme că în jur sunt armate. Și răsplata ta, n-ai primit nimic de la împăratul Sodomei, nicio problemă, răsplata ta este sus. Îi răspunde Dumnezeu cu mesajul exact la timpul potrivit. Așa este când vorbește Dumnezeu. Îți răspunde exact nevoilor tale. Ca și cum scrie Noul Testament despre darul profeției, că îți descoperi exact tainele inimii tale. Și întru totul ești conștient că Dumnezeu cercetează înăuntrul inimii și în adâncul ei. Eu sunt scutul tău, răsplata ta. Și Avram a răspuns, Doamne, îți mulțumit. Știu că mă asigur din această privință, dar am totuși ceva. Doamne, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Potrivit unei legi a horiților, unul din popoarele vremii de atunci, dacă o familie nu avea copii, primul slujitor născut în casă trebuia să moștenească întreaga avere a stăpânilor săi. Și Avram și toți cei din vremea lui știau că se vor încadra în această regulă. Și ce-mi place în general în viața lui Avram? Nu găsesc scârtiri, Doamne, mi-ai promis, dar când? În cel mai rău caz găsesc o rugăminte în plus, Doamne, mi-ai promis, dar ce-mi dai? Dar nu văd cârtiri în viața lui Avram. Și l-a făcut Dumnezeu să aștepte ani de zile. Și nu i s-a descoperit. Și în viața oamenilor Dumnezeu, în viața lui Moise, unul care, mă gândesc că în inima lui, bătea acel puls pentru eliberarea oamenilor din Egipt. Și Dumnezeu tace ani de zile. Și așteaptă și formează oamenii în timp. Și nouă ni se pare unor că Dumnezeu pierde vremea. Că noi vrem așa repede, repede să lucrăm, să facă Dumnezeu. Și el așteaptă. Pe Dumnezeu timpul nu îl încurcă, dar le are toate programate atât de bine. Ce-mi dai? Nu mi-ai dat sămânță. Versetul 4. Atunci cuvântul Domnului a vorbit, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Rețineți un alt amănunt al descoperirii lui Dumnezeu. Nu putea Dumnezeu să-i spună, Avrame, vei merge în Canaan, peste atâția ani se va naște Ismael, peste încă 13 ani, 14 ani se va naște Isaac, apoi peste atâția ani va muri Sara. Nu putea Dumnezeu să-i dea o listă cu tot ce se va întâmpla? Dar putea foarte ieftin. Le avea la îndemână, le avea în sertar, în ceruri, pe toate. Erau bătute la mașină, gata. Dar lui Avram îi scotea numai așa câte o rând, știi? Câte un extras, un rând de aici, un rând de acolo. Uitați-vă în acest capitol 15. Face Dumnezeu niște profeții. Pe pagina cealaltă. Face Dumnezeu profeții despre Avram. Versetul 15. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Dar nu-i spune nimic despre Isaac că Sara va naște un copil. De ce? Dumnezeu când vorbește, nu le spune pe toate. Numai câte una și la timp. Apoi face Dumnezeu profeție despre urmașii lui. Versetul 13. Să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. De ce nu-i spune în ce țară? Nu știa Dumnezeu să mai gândească să vadă în care țară să-i trimit? Spune exact. Dar pe neamul căruia va fi roabă, îl voi judeca eu. Și în urmă va fi de acolo cu mari bogății. Și amănuntul acesta îi spune că noaptea când aveau să iasă evrei din Egipt vor cere aur de la vecini. Un amănunt neesențial îi spune. Dacă la ce țară va fi roabă, asta nu-i spune. Dumnezeu are lucruri care le descopere și altele care le ține ascuns. Lucrurile descoperite sunt ale noastre, celelalte sunt ale lui? Nu a nimănui, nu a diavolului, sunt ale lui Dumnezeu. Dar alea, cum a spus Domnul ucenicilor, pe acestea Tatăl le are sub stăpânirea sa. Să ne mulțumim că le are sub control. Chiar dacă nu le descoperă decât la vremea potrivită, când el găsește de cuvință. Aici îi face Dumnezeu o făgăduință deosebită lui Avram. Aș vrea să vă spun că în limba ebraică nu există cuvântul făgăduință.
Adică noi avem în românește a spune și a făgădui, a întări ceea ce spui. În ebraică spune numai simplu a spune. Că Dumnezeu n-are nevoie să întărească, că cel ce spune toate făgăduințele la Dumnezeu. Dumnezeu n-are decât făgăduințe. Spune în versetul 5, după ce l-a dus afară într-o vedenie, nu știu cum, l-a purtat într-o vedenie pe Avram afară și a spus, uite-te la cer și numără stelele, dacă poți să le numeri, așa va fi sămânța ta. Oamenii de știință spun că stelele nu pot fi numărate și omenește nu putem să le numărăm, dar noi credem ce spune în Biblie. Că Dumnezeu este desăvârșit, este deasupra mărginirii și Psalmul 147 ne spune că Dumnezeu, versetul 4, numără stelele și le pune nume la toate. Nu numai le numără, le dă și nume la toate. Noi nu le putem număra, nici oamenii de știință spun că nu le pot număra stelele. Sunt amplasate într-un așa fel, nu este toate în relief la un moment dat că nu le pot număra, dar Dumnezeu le poate număra. Un alt lucru care îl avem în mod special la această a patra descoperire a lui Dumnezeu către Avram, a spus Avram în versetul 8, Doamne Dumnezeule, prin ce o voi cunoaște că o voi stăpâni? Așa sete văd în Avram de a cunoaște pe Dumnezeu. El n-avea o Biblie cum avem noi. Dacă avea Avram o Biblie cum avem noi și prorocii care n-au avut o Biblie decât ce au avut ei, au încercat să scrie. Și au făcut, spune Petru, din ce au avut ei și din ce li se descoperea, în măsura în care li se descoperea, ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Apostolii Noul Testament. Dacă Avram avea o Biblie, o răsfoia toată ziua, așa cred. În cunoașterea care vrea să aibă el de Dumnezeu. Doamne, prin ce voi cunoaște? Și atunci Dumnezeu, citim aici, începând cu versetul 9, a încheiat și spune Evrei 6:18, prin două lucruri care nu se pot schimba, această făgăduință și acest jurământ, jurământul de mai târziu, dar aici avem un legământ. Și Domnul le-a zis, ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbeci de 3 ani, un pui de porumbel și o turturea. În vremea aceea nu existau contracte scrise ca acum. Contractele sau legămintele se făceau între oameni, luau niște animale, le despicau în două și cele două părți contractuale treceau prin mijlocul părților despicate. Au ales 11 animale, toate curate. 11 animale împărțindu-le în două, dar turtureaua și puiul de porumbel nu l-a împărțit, au venit jumătăți și pasărea întreagă, 10 bucăți de o parte, 10 bucăți de partea cealaltă și a trecut Avram prin mijloc, le-a despicat pe toate, și a pus bucate una în partea celorlalte. Păsările nu le-a despicat. Și citim în versetul 17, după ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc. Că Dumnezeu a zis, vrea să locuiască în întuneric, că El este lumină. Și a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. A trecut și Dumnezeu printre dobitoace ca semn și ca dovadă că semnează și încheie contractul sau legământul cu Avram. Rețineți ce a trecut, un foc și un fum. Cele două laturi ale prezenței lui Dumnezeu în Israel. Focul noaptea, fumul ziua. Un foc și un fum, ca dintr-un cuptor. Ce prezențe are Dumnezeu. Greu de înțeles uneori, dar binecuvântate. Îl vedem pe Avram aici, la această situație, în versetele 11, că a trăit diferite stări. Să știți, stările care le trăim noi acum. Ba, uneori suntem compleșiți de har, plângem, avem bucurie. Alteori suntem triști, ni se pare că totul este închis. Suntem singuri. Le-au trăit toți oamenii lui Dumnezeu. Citim în versetul 11, păsările răpitoare s-au năpustit peste stârburi. Simbolul lor este al duhurilor rele. Văd aici duhurile care bănuiau că ce face Dumnezeu cu Avram, au încercat să strice această părtășie și încercă să-l îndeparte pe Avram de călăuzirea și comunicarea cu Dumnezeu. Dar Avram le-a izgonit, de-a Domnul să le putem izgoni și noi. La apusul soarelui un somn adânc a căzut peste Avram. Somnul acesta, spiritual în mod special, dar și fizic uneori, ne deranjează pe noi. Și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul i-a vorbit în această situație. Și totuși, ce ne bucurăm despre această nevoie a lui Avram, că
că a rămas totuși tare, a rămas acolo lângă ele până a venit Domnul și a trecut și el. Ca și o odinioară când Iacov a spus, nu plec de aici până nu mă binecuvintez, vreau prezența ta, vreau o dovadă specială și deosebită. Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avraam, i-a promis țara, i-a spus, din sămânța ta îți dau un copil și urmează după această situație, nașterea lui Ismael, au crezut, ni se spune Biblia mai întâi la propunerea sarei, poate aceasta e situația, aceasta e rezolvarea, și urmează 13 ani a trăit Ismael, aproximativ 15 ani de tăcere în viața lui Dumnezeu către Avraam, sau cel puțin nu scrie în Biblie, 15 ani. Și de ce spun că totuși, chiar dacă Dumnezeu i s-a descoperit în perioada asta, dar în direcția lucrării, pentru care a fost adus în țară și a lui Isaac, Dumnezeu a păstrat tăcerea. De ce? Spune capitolul 17, versetul 18, și Avraam se împăcase cu ideea asta. Imaginați-vă, îți spune Dumnezeu, îți voi da un copil, sămânța care va ieși din tine. Și naște un copil și acesta vin 3, 5 ani, 10, 7, 12 ani, 13 ani. Și spune aici, Avraam a zis lui Dumnezeu, să trăiască Ismael înaintea ta. Eu m-am împăcat cu gândul asta să fie rezolvarea. Să trăiască Ismael înaintea ta. Și când i-a spus că va naște un copil, spune versetul anterior, 17, Avraam s-a aruncat cu fața la pământ și a râs așa. Și după aia a râs și Sara, 18 cu 15. Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs, că i-a fost frică, ba da, ai râs. Și de-aia au și pus numele Isaac și Isaac înseamnă râs. Că au râs și tatăl său și mama sa. Să-și aducă de aminte că au râs de chestia asta. De această păgăduință sacră a lui Dumnezeu. Și după acești ani de tăcere, apare a cincea arătare. Se pare că aceasta a fost vizibilă. Geneză 17 cu 1. Când a fost Avraam în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Spun unii, dar nu mi-a mai vorbit Domnul, poate, dar poate m-a părăsit. 15 ani, doar cu altare făcute de unul singur. Nu știu exact dacă am rezistat noi 15 ani fără biserică și fără un mesaj special. Ce credință trebuie să ai, să rămâi ferm, să nu te îndoiești. De ce ți-a dat Dumnezeu să ții și dacă nu-ți mai spune 100 de ani? Pentru că Dumnezeu ce zice rămâne da și amin. Și amin să fie. Și se descoperă Dumnezeu sub un nou nume. Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic și îi spune apoi și sarei, e ceva prea greu pentru Domnul? Pot să fac orice, Avraame. Și uite acum vreau să spun ceva nou. Și spune aici, la aceasta a cincea descoperire specială, vine acum cu secretul. Dar uitați ce frumos vine Dumnezeu și îi spune mai întâi, citim aici în versetul 5, nu te vei mai numi Avraam, ci numele tău va fi Avraam. Avraam cu un A înseamnă tată înalt și Avraam cu doi de A înseamnă tatăl mulțimii. Domnule, dar bună mulțimii, până aici este bine. Și să omintim și pe Sara aici, 17 cu 15, Dumnezeu lui Avraam să nu mai chem Sarai pe nevasta Sarai, ci ea să fie Sara. Sarai înseamnă prințesa mea și Sara înseamnă prințesa mulțimii. Deja începe Dumnezeu să bată apropouri. Prințesa mea, spune Avraam, care frumos nume până atunci, de acum trebuie să numească prințesa mulțimii. Doamne, dar unii prințesa mulțimii, unii mulțimea. Și vine Dumnezeu cu acel secret binecuvântat și deja îl spune versetul 16, eu voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Imaginați-vă când aude Avraam aceasta, el care știa cu Dumnezeu ce zice, faci. Extraordinar și nu mi-a spus până acum. Ar fi dorit el asta. Dar când a auzit, i s-a părut prea de tot. Primul sentiment a fost că ai zbucnit în râs. În 16 spune Dumnezeu că îi va da un fiu și în 17 Avraam începe să râd. Doamne, zâmbesc la asta. Dar totuși a crezut. Și asta a fost ceva foarte frumos. Să-i se mai nască ori un fiu la 100 de ani și Sara la 90 de ani și întărește Dumnezeu în versul 19 cu adevărat. Nevastă ta Sara îți va naște un fiu și îi vei spune nume Isaac, râs. Eu voi încheia legământul meu cu el, un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Așa este descoperirea lui Dumnezeu progresivă.
Și la această a cincea întâlnire spune Dumnezeu lui Avram: Avrame, mai facem un legământ amândoi. O, urmează o apropiere și mai mare. Și aici urmează tăierea împrejur. De la versetul 9, să păzești legământul meu și acesta să fie legământul. Tăierea împrejur. Și ce este foarte frumos aici, spune versetul 26, Avram și fiul său Ismail au fost tăiați împrejur chiar în ziua aceea. Ce ascultare la Avram azi. Îi tai împrejur, dar stai puțin, că asta e o operație care durează puțin. Doamne, găsim noi un timp așa. Nu, nu, chiar în ziua aceea. I-a tăiat împrejur pe copii și pe robii care erau. Pentru că exista această reglementare, copiii să fie tăiați împrejur la vârsta de 8 zile, iar robii când erau cumpărați. Medical s-a evidențiat că această tăiere împrejur are un rol benefic în viața oamenilor. Dumnezeu n-a făcut nimic care să fie fără sens. Chiar animalele curate, de exemplu, în mod special în acea zonă, și Arabia, cum și alții, nu mănâncă, cum ar fi grăsimi, care doar în zona mai spre nord sunt mai favorabile corpului omenesc, sau în perioada mai de frig. Ce îmi place iarăși mult aici la Avram, în această a cincea întâlnire a lui cu Dumnezeu, faptul că acceptă să schimbe numele. Poate ați sesizat, vă dau ceva asemănător. Avem copii de 3-4 ani și nu ne place, poate au două nume. Spune să schimbăm, să zicem numele celălalt, așa că e greu să schimb numele. Poate ați avut asemenea situații. L-a chemat până acum Gheorghe sau cum să-i spui Ion. Sau, asta e și mai greu, Avram, totdeauna să spui cu un A în plus. Dar te schimbi și spui altfel, dar nu-i voie, că-ți duci Dumnezeu. Sau pe să-i spună Sarai, acum să-i spui numai Sara. Ascultat de Dumnezeu înseamnă uneori ați număra și să nu fie o literă în plus. Și asta strică uneori. O tonalitate în plus. Să execuți un ritual exact cum este. Spune, hai, tai împrejur pe unii. Dumnezeu, uitați-vă, mai târziu când Moise era să meargă în Egipt și nu și-a tăiat copiii împrejur, s-a supărat Dumnezeu. Dumnezeu atât de exact și atât de minuțios vrea să-L urmăm tot ce ține de ritual, dacă îl putem numi așa, de vorbire. De altar, când mai târziu la Dale, să nu spui, să nu șoplești pietrele pentru altar, să fie număr 12, exact așa, așa, toate amănuntele. Să știi cum să faci. Și asta îi place la Dumnezeu, să execuți în tocmai. Să nu modifici nimic, să supără urgent. Este un Dumnezeu care se mâne în orice vreme. Cum ai smintit ceva? Poate că ne vom obișnui să găsim niște nume frumoase pentru cei din familie. Dacă vreți, în Biblie, la animale le dau nume oamenii, la oameni le dă nume Dumnezeu și părinții, dar întotdeauna când Dumnezeu a schimbat numele cuiva, n-a mai fost voie să-l schimbe nimeni. Se pare că Dumnezeu îi place să dea nume veșnice și apoi vine cartea Apocalipsei 2:7, unde vom primi toți câte un nume nou, care ne va corespunde exact stării și locului pe care ne-l va da Dumnezeu în templu său în ceruri. A șasea arătare a lui Dumnezeu către Avram. Asta e mai specială decât toate de până acum, Geneza 18. Domnul i s-a arătat la stâjare lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului, în timpul zădufului zilei. Atunci și-a ridicat ochii, s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. În prietenia pe care a avut-o Dumnezeu cu Avram, credeți că exista o singură rută pe care să meargă Dumnezeu din cer la Sodoma, numai neapărat pe la Hebron? Dumnezeu merge pe unde îi place. Dar n-a putut trece pe lângă Avram. Imaginează-ți că ai un prieten bun undeva la Timișoara, dar prieten bun. Poți să mergi la Timișoara cu o altă problemă și să nu te abați pe la el? Nu poți, că ți este un prieten bun. N-a putut să treacă pe lângă el, spune versetul 2. A trecut pe la el, pe la cort. Și încă ceva, ne spune versetul 17. Atunci Domnul a zis, să ascunde o oare de Avram ce am să fac? Dumnezeu nu poate trece pe lângă noi dacă suntem ai Lui. Nu va veni în Arad în vreo duminică la vreo biserică să treacă pe lângă noi, să nu intre și la Betel, dacă suntem ai Lui. Nu va putea să facă ceva, spune Amos. Face Domnul ceva mai întâi să descopere? Ne descopere Domnul în toate privințele ceea ce face? Nu poate! Nu poate, a spus Domnul Iisus ucenicilor, vă numesc prietenii mei că v-am spus tot ce vreau să fac. Nu pot să fac altfel, așa e între prieteni.
Nu se poate altfel. Dar ce îmi place și mai frumos la Avram, părtășia pe care o avea Domnul cu Avram, ne spune versetul 8, partea a doua, el însuși a stătut lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Îl văd pe Avram, nu știu ce mese aveau atunci, numai pe lângă masă, numai cu ochii pe ei. Îi plăcea să stea lângă ei. Nu s-a dus nicio treabă să facă, până a stat Domnul acolo ca Maria în casa din Betania, numai la picioarele lui. Să nu mai mânc nici eu, mai bine nu dau mâncare nici la Domnul, numai atât cum ăsta a dat mâncare, că l-a ștat și Sara dinăuntru, așa. Dar numai acolo lângă el. Și încă ceva extraordinar și mai frumos. Versetul 16. Bărbații aceia s-au sculat să plece și Avram a plecat cu ei să-i petreacă până la poartă sau până unde aveau să meargă pe jos, până urmau să zboare pe sus și bietul Avram nu mai putea să-i urmărească. A plecat cu ei să-i petreacă. Atât de intimă era părtășia dintre ei, să stea lângă ei la masă, să stea apoi cu ei să-i petreacă. Nu putea altfel. Și Dumnezeu, unul dintre ei ne spune aici, versetul 10, i-a zis, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine. Aceasta vă aminteam că Dumnezeu cred că l-a vizitat mai des, dar 7 revelații sunt speciale pentru Avram. Unul din îngeri probabil a spus, la anul mă întorc înapoi. Și iată că Sara ta, nevastă ta, va avea un fiu. Sara asculta în cort. De la această întâlnire, mai este în evidență ceva special în viața lui Avram. Întoarceți pagina 19 cu 23. Avram s-a apropiat cât de tare, cât e o anoare să pună capul pe pieptul Domnului, nu știu exact cât de tare s-a apropiat. Or fi vorbit ca Moise gură către gură, nu știu. Dar în părtășie s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Și începe mijlocirea aia de la 50 și ajunge la 10. Dar ce-mi place la Avram, ce motive găsește să mijlocească? Doamne, nu ți specific ție să nimicești, eu te știu pe tine atât de bun. Și tu prețuiești ce-i bun, tu urmărești. Dacă e ceva bun, tu nu vrei să se piardă. Și pentru asta, hai iartă și pe ceilalți. Un motiv care îl pune Avram lui Dumnezeu în față. Și apoi mai amintești un motiv în versetele 32 și 33. Avram a zis să nu te mâni pentru că voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate se vor găsi numai 10 oameni buni. Nu vei nimici nici pentru acei 10 oameni buni. Mai lasă-l și, așa cum spune pilda cu smochinul, mai lasă-l și anul acesta. Chiar pentru aceia lasă-i. Nu cunoștea Avram ce oameni sunt în Sodoma? Îi cunoștea. Dar în mijlocirea lui cred că a ținut în mod special la familia lui, la neamul mare, la familia mare, să fie mântuiți toți. A mijlocit în mod special în rugăciune. Și ce mai place încă la Avram aici, cum urmărea lucrările Domnului dacă se întâmplă sau nu. Cum urmărea făgăduințele și el le împlinea cu conștiinciozitate și cu minițiozitate. 19 cu 27. A doua zi, dis de dimineață Avram, s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se fum. S-a dus să vadă ce s-a ales de rugăciunea lui. Urmărea lucrările Domnului, cum se împlinesc. Ceea ce a discutat cu Domnul, ceea ce a spus Domnul, dacă este așa. Și păstra stricta evidență între ceea ce se întâmplă între Dumnezeu și el. Și urmează o a 7-a arătare a lui Dumnezeu către Avram, Geneza 22, la Berșeba, credem. După aceste lucruri, după acel episod din Gerar, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Noi uneori poate credem că întotdeauna când vine Domnul la noi, vine cu câte un cadou frumos. Uneori mai vine și câte un plic așa mai greu, dar sacru este și acesta. După ce 6 ori s-a arătat Dumnezeu și acum era Avram mulțumit, împlinit. Așa credem noi uneori, gata, acum e gata, sunt desăvârșit, acum pot să fac slujbă înaintea Domnului liniștit. Și când vine Domnul, spune, mai ai de făcut o școală, mai urmează un examen, mai urmează o încercare. Și de-abia acum l-a încercat Dumnezeu pe Avram în mod special. A pus la încercare pe Avram și Avram a răspuns, iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești pe Isaac, îl iubea și pe acest, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot pe un munte și iară stilul vechi al lui Dumnezeu, pe care ți-l voi arăta eu. Spune asta mai târziu. Să spună cineva de la început, asta nu-ți vine a crede că e Dumnezeu, dar după 6 întâlniri cu Dumnezeu, după
vreo 30 și ceva de ani de părtășie cu Domnul, nu se mai putea avea amândoi de asta. Dumnezeu are putere și spune Biblia mai apoi că a crezut că și din morți poate să-L dea Dumnezeu, prin credință l-a adus jertfă, altfel n-avea cum. Ceea ce marchează în mod special și pe deasupra în viața lui Avram este exact ce scrie în Noul Testament. Credința care lucrează prin dragoste, Galateni 5. Credința și faptul că îl iubea pe Dumnezeu. A crezut. Și după această încercare deosebită, spune Dumnezeu, versetul 17. Citim și 16. Pe mine însumi jur. Până aici n-a jurat Dumnezeu. Acum a încheiat de-abia Dumnezeu conturile cu Avram. Pe mine însumi jur. Pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, te voi binecuvânta. Și acum începe Dumnezeu. A fost grea încercarea asta? N-a fost grea. N-a fost grea. Unii din încercări care ne se par nouă că sunt cele mai grele, uneori nu sunt chiar așa de grele. Dar uneori spaima e mare. Dar credința vine și rezolvă problema cu spaima. Sau cel puțin ne ține la linia de plutire. Și începe binecuvântările. Te voi binecuvânta foarte mult. Îți voi mulți foarte mult. Începe acum foartele. Până acum Avrame ți-am dat, dar acum ți le dau cu supraplin. Foarte, foarte. Castelele cerului, care sipul de pe sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Pentru că, și aici e tot secretul și atunci și acum, ai ascultat porunca mea. De ce a fost dat Adam afară din rai? N-a ascultat porunca. De ce a fost binecuvântat Avram? Porunca. Spunea Domnul Iisus, păziți poruncile, cuvântul. Cât aveau ei? Porunca. Toată mântuirea se învârte în jurul poruncilor. Și la Israel, și la noi, dacă vreți. Porunca, ascultarea de poruncă, prin credință. Și urmează, vă mai citesc doar un verset în acest sens, Dumnezeu către Avram, 24:1. Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. După ultima încercare, a venit binecuvântarea lui Dumnezeu peste Avram în orice lucru. Așa cum i-a spus Dumnezeu lui Israel, dacă vei mă asculți, te binecuvânt când pleci de acasă, când te întorci, la câmp, acasă, când vei avea război. Avram, te binecuvânt, de tot te apuci, ca Iosif în Egipt. Ori de ce s-a apucat, era binecuvântat, Domnul era cu el. Ați vrea așa ceva? Să umbli pe drum, să vii la biserică, să fii binecuvântat peste tot. Ce vrei mai mult? Asta e binecuvântarea Domnului care vine peste cei care rămân credincioși și cred pe Domnul. Și din partea lui Avram vreau să evidențiem câteva lucruri după ce a scăpat de episodul ăla cu Egipt, dar tare vicleană e diavolul. A încercat în acel an, după ce i-a făgăduit Dumnezeu de orică de pe Isaac, să ia pe Avram, pe Sara. Să o ia, citim aici în Geneza 22, acesta Abimelec. Și putea veni ispita să creadă Avram că Isaac nu e al lui, că i-a luat Abimelec. Dar Dumnezeu nu l-a îngăduit pe Abimelec, Abimelec i-a spus în versetul 4, ai să mori din pricina nevierii acesteia. Și a intervenit Dumnezeu ca să grijească toate la locul lor. Fiți liniștiți, nu vi se va întâmpla nimic. Pentru că Dumnezeu va veghea să împlinească ce a spus. Și i-a dat-o și spune versetul 16, iată dau fratele tău 1000 de arginți ca o dovadă de cinste în fața toți ce sunt cu tine, așa că înaintea tuturor vei fi fără vină. Și după aceasta, și aici iese în mod relief viața de rugăciune a lui Avram, se ruga pentru el, pentru familia lui, dar era și un om care mijlocea pentru alții. Putea rugăciunea pentru vrăjmași, iubirea aceasta, putea să spună, să mă rog eu pentru Abimelec, ce a vrut să-mi facă el? Și s-a rugat și Domnul l-a ascultat. Și în final, întoarcem la capitolul 25 și încheiem aici. Versetul 7. A trăit 175 de ani, 100 de ani în Canaan, o sumă rotundă. Avram a murit după o bătrânețe fericită. Nu li se spune Biblia ce a mai fost după aceea de-a șaptea arătare. Decât atât, scurt, o bătrânețe fericită. Vreți să vă dea Domnul o bătrânețe fericită? Fiți credincioși ca și Avram și veți avea o bătrânețe fericită. Și în final spunea ceva și mai frumos, Avram și-a dat Duhul. Cui? Păi sigur că Domnule, nu? Și-a dat Duhul după o bătrânețe fericită. 10 popasuri, 7 arătări speciale, așa descoperite progresiv și Avram
ce i s-a spus a îndeplinit în tocmai, Dumnezeu îi se părea și era tot mai frumos. Și până când a ajuns Avram, așa mi-l văd pe Dumnezeu și în relația cu Enoch. Atât s-a împrietenit Dumnezeu de Enoch și Dumnezeu de Noe, și de Enoch și de Noe și de Avram apoi, încât n-am mai putut fără ei. Și chiar pentru perioada cât Avram stă cu minte, undeva se odihnește, Dumnezeu îi place să-și poarte numele Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov. Vrei să fie, să ai un Dumnezeu ca acest Dumnezeu, poartă-te ca Avram și va fi și Dumnezeul tău. Dumnezeu l-a făcut să-l numească prieten, l-a iubit. Și Isaac de asemenea. Și Iacov de asemenea nu s-a lăsat. Și în final, după toate acestea, o viață aparent grea, dar o viață fericită. Că fericirea stă în ascultarea de poruncile Domnului. O viață binecuvântată. Și în final și-a dat Duhul de la unul care îl dă înapoi în ziua aceea. Doamne, fă-ne copiii lui Avram. Și dă-ne și nouă o viață de binecuvântare, o viață de ascultare, o viață de credință, o viață în care să ne te arăți nouă. Și noi să te ascultăm și să putem trăi și să vrem să fim în prezența ta. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.